Faza pe regiunea Cupei României la fotbal debutează în această săptămână. Potrivit tragerii la sorți efectuată de oficialii FRF la Casa Fotbalului, reprezentantele județelor Argeș și Dâmbovița au fost repartizate în regiunea 5 Sud-Vest, care are două grupe. Din grupa 1 fac parte câștigătoarele Cupei României din Vâlcea, Teleorman și Argeș, iar în grupa 2 câștigătoarele din Dolj, Dâmbovița și Olt. Trecem la regiunea 5 Sud-Vest, unde regăsim județele Dolj, Olt, Vâlcea, Argeș, Teleorman, Dâmbovița. Prima grupă din regiunea Sud-Est începe cu câștigătoarea cupei din județul Vâlcea. Cea de-a doua echipă din grupa 1 a regiunii 5 Sud-Vest, reprezentanta județului Argeș. Grupa 1 se încheie cu reprezentanta județului Teleorman. Trecem la grupa 2 și prima echipă extrasă din urmă va fi reprezentanta județului Dolj. A doua echipă din grupa a doua este reprezentanta județului Olt. Și cea de-a treia, reprezentanta județului Dâmbovița. Jocurile din grupe se desfășoară după sistemul fiecare cu fiecare, un singur joc, iar câștigătoarele grupelor vor juca finala pe regiune pe terenul câștigătoarei grupei 1. Iată și programul complet al jocurilor din regiunea 5 Sud-Vest. Grupa 1. 12 iulie, Speed Academy Pitești, Rapid Buzescu din Teleorman. 15 iulie, SCM Râmnicu Vâlcea, Speed Academy Pitești. 19 iulie, Rapid Buzescu, SCM Râmnicu Vâlcea. Grupa 2. 12 iulie, Iris Titulescu din Olt, Roberto Ziduri. 15 iulie, Avântul Pielești din Dolj, Iris Titulescu. 19 iulie, Roberto Ziduri, Avântul Pielești. Finala pe regiune se va juca în data de 22 iulie. În data de 2 august va debuta faza națională a acestei competiții maraton.